parcă eram cu cineva. Pentru noi nu ne spun, nu ne spune foarte mult, dar este un personaj. Un tip extraordinar pe de altă parte. El. Asta e centrul de artă din Roma, numit Centru Alete. Centru Alete e creat de Papa Ioan Paul al II-lea, tocmai pentru legătura pe care și-o dorea cu partea asta de răsărit, de bizantin. Și Rupnik lucrează cu foarte mulți artiști. Povestea lui a început mai de mult și s-a materializat acum printr-un aflux de artiști din toată lumea, din Noua Zeelandă, din. Și el le-a zis, că mai povestea când a fost acolo. Deci, le zic, nu vă dau nimic. Veniți la mine, dar nu vă dau diplome, aici nu e școală. Zice, nu, venim pentru plăcerea de a lucra și pentru faptul că știm că o să învățăm mult. Și Rupnik, asta este Redemptoris Mater, se cheamă, este capela. Papa Ioan Paul al II-lea și-a dorit să refacă capela. Vă spuneam mai devreme că atunci când a fost în Italia la Santa Maria Maggiore, m-au dezamăgit decorațiile. Erau multe, multe, nu mai, nici nu. Eu sincer m-aș ruga acolo. E, cam așa arată asta, înainte. Și Papa Ioan Paul II-lea a spus, ok, asta e o capelă de rugăciune. Aș vrea să trecem dincolo de detaliu arhitectural, de zona asta foarte bibilită, în zona emoțională, în mesajul pe care noi, de fapt, trebuie să-l transmitem în această capelă. Și l-am mandatat pe Rupnik. Ceea ce înseamnă că, deja, ca nivel artistic, ești undeva foarte sus. Și este. Asta e lucrare făcută cu Renzo Piano. Renzo Piano, între cei mai mari, este Padre Pio. Da? Și are foarte multe lucrări cu acești oameni. Da? Și eu m-am bucurat și am avut onoarea să pot lucra și eu cu el. Ceea ce discutam la Snagov și a fost foarte interesant, în momentul în care discutam despre cum să punem ornamente, mi-am zis, părinte, noi avem partea asta de jos, foarte solidă. Arhitectura tradițională românească este o arhitectură minunată, dar spre deosebire de arhitectura italiană este o arhitectură robustă, datorită condițiilor care au fost pentru zona asta. Nu ne-am permis să rafinăm anumite lucruri, dar ceea ce e făcut, e făcut cu bun simț și cu dragoste de Dumnezeu. Faptul că am acest alb, nu înseamnă că rămâne alb. Pentru că, până la urmă, misiunea este a dumneavoastră de artist, să umpleți și de om spiritual, preot, să umpleți spațiul cu ceea ce trebuie. Eu mă opresc în domeniul ăsta. V-aș putea spune cromatic unde, dar aveți loc. Și atunci mi-a povestit relația cu Renzo Piano și cu alți arhitecți, care nu că greșesc, dar au o atitudine. Și o atitudine a lor este următoarea. Creez un obiect de arhitectură care mă reprezintă. O arhitectură. Dar pentru biserică, care e arhitectura? Aici e întrebarea. Care e arhitectura pentru biserică? E o arhitectură? Asta e o casa Domnului. E ceva ce fac pentru Dumnezeu și pentru rugăciune și ritual? Sau e ceva ce fac simbolistic profan? Pentru că sunt foarte multe simboluri pe care le găsim în biserici foarte artistice, foarte deschise, foarte... Dar săracii partiști nu mai au unde să-și pună icoană. Și când a venit în București la lucrarea asta, bineînțeles că l-au răpit toți ăștia din zona catolică și a ținut niște conferințe la care au plăcea să particip. Și tocmai asta povestea despre icoane și despre încărcătura, e faptul că ea încarcă locul și că degajează o vibrație ulterior care, care e benefică. Și nu știm de ce ne e bine. Tocmai pentru că avem ceea ce ne trebuie. Și o icoană nu poate fi creată de oricine, ci creată de cineva care să roagă înainte. Este niște, de exemplu, pictori de care nu spun că pictează, îi spun că sunt zugravi. Și că ceea ce fac, o fac datorită divinității. N-am nicio legătură și nu se semnează. Este un păcat să semnezi o icoană. Deci nu e o lucrare de artă, ci este un mesaj pe care ei doar îl materializează. Astea sunt niște discuții, în primele noastre discuții la Snagov, e Rupnik, e Andrei, colegul meu, arhitectul sloven, părintele Antonio și ăsta era. Aici o Rupnik la ultima, în momentul în care am montat tot. Și asta e echipa lui. Tot ceea ce vedeți făcut aici, am întrebat artiști români, zicând cât timp credeți voi că s-a construit? 4 luni? 5 luni? 5 zile. Au venit, pregătiți, au făcut icoanele, lucrările mari, le-au făcut în Italia, le-au trimis pregătite,
Au venit cu tot, au trimis înainte o mașină cu toate materialele și au lucrat efectiv, nu știu cum să zic, de dimineață până seara. Și rugăciune, pentru că marea majoritate a artiștilor din echipa lui sunt preoți. Și fac voluntariat. Era și un preot din Cluj venit să se ajute pentru că știa zona de centru Alete. Centru Alete fiind centrul lui. Aici se lucra, vedeți aici roșu, ăsta de fapt era suport pentru auriu. Mai târziu a devenit auriu. Astea nu veneau, nu veniseră din Italia, astea le-au făcut acolo. Tot ce vedeți piatra asta spate, e pusă în aceste 6 zile. Fiecare avea misiunea lui și știa ce era de făcut. Iar rupnic venea, desena un pic, se plimba, spunea tu acolo, dar puțin, pentru că ei știau și... Asta este o echipă care își asumă ceea ce are de făcut și înțelege, dincolo de a robotiza copy-paste-ul, înțelege ce trece prin ea. Foarte greu să ai o echipă de asta. Dar bucuria lui el o are. Alta lui e simplu. E un cub de piatră, care are un bloc, un mesaj, pe fiecare latură câte un mesaj. Câtă migăleală, dar vă spuneam că e venit din Italia, dar restul câmpul nu. Fiecare piatră, bucățică cu bucățică a fost pusă aici. Nu? Uitați cât de micuțe sunt. Asta este o icoană pe care o au ei de la 1600-1700 și este simbolul lor. Și am pus-o în valoare în felul ăsta. Asta era auriu care era roșu mai devreme în imagine. Asta e imaginea din corul bisericii. Practic, din exterior, ce vă spuneam mai devreme despre sinceritatea din arhitectură. Volumul meu care iese în exterior, ca un semicilindru, și care te cheamă, pe sub care intri, într-un portic exterior, e de fapt corul bisericii. Pe care l-am tratat și în interior la fel de frumos. Este simplu, cu niște coaste din lemn, care în partea asta de aici se evazează și se raportează la planul înclinat. Curge un pic, te trimite în interior. Asta e dinspre altar către corul bisericii. Aceste vele despre care vă spuneam au lumină la bază, deci elementul ăsta are, când susține, toate au rol structural, nu e nicio poveste de doar de fantezie și scenografie. Sunt reale, toate structurile de aici au rolul lor structural. Și arcele acestea diagonale sprijină în acest punct. La baza acestui punct există și un corp de lumină, care luminează vela și în felul ăsta ele devin și aduc și lumina. Vedeți? Am coastele. Ele sunt în număr de 12, 6 cu 6. Nu sunt degeaba 12, sunt niște stâlpi, sunt niște simboluri. Ele inițial curgeau până jos și sprijineau pe pământ. În momentul în care m-am tot uitat, pentru că astea la un proiect de tot uiți pe bii și îți recorectezi, am dat seama că în momentul în care ele sprijineau pe pământ, toată forța era susținută direct pe pământ. Și atunci peretele ăsta alb nu-și mai avea sens. Era un perete prin care să nu bată vânt. Și atunci le-am ridicat. Și am zis, nu, ele trebuie să stea aici, ca acest perete să devină forță, cum era de altfel structura pe vremuri, că era forța zidului care ținea întregul ansamblu. A fost o poveste cum am calculat și în spatele acestei console. Deci consola asta și câte și cealaltă, toată casa stă pe punctele astea gri. Și restul zidului e diafragmă și care are rol pe direcția asta. Dar ca gravitațional, acolo este adunat tot. Este o armătură nebunie ce e în punctul ăsta. Dar arată într-un fel. Asta este galeria de sus, balconul. La sfințire care a fost în 30 mai, parcă sau 31 mai, era plin. Am avut niște... Plin. Am avut niște emoții, mă gândeam dacă ține. Eu nu m-am luat că voi calcula un balcon pentru atâția oameni, că nu sunt. Ei au fost. Asta e detaliul lirei, în care se vede că sunt foarte discret. Pentru cine are ochi, se vede că e puțin arcuită, discret, atât cât trebuie ca să dea. Să dea aripa. Ăsta are și un detaliu care îmi place mie, cum curg din coaste arcele diagonale.
Ăsta e detaliul al coastelor din altar, care se adună și curg către punctul ăsta de aici, care e un punct tehnic, nu are nicio legătură cu divinitatea, este punctul de prindere al coastelor, iar întreaga structură este sinceră și am lăsat la vedere toate aceste prinduri. Partoseala, vedeți că e alb-negru? Am avut un proiect întreg pentru partoseala. Începeam de la negru din exterior, pătruteam un pic cu negru și apoi evoluam cu disiparea lui într-un alb, care în altar se pierdea într-un alb strălucitor. Până și pentru ei a fost greu de realizat și au zis că ok, ne gândim. Și au găsit o piatră, asta, care e un fel de zebră, e zebrat, mi se pare că un material turcesc, de o gresie, un granit turcesc. Dar ceea ce este fascinant este că dacă ăsta, e ca o zebră, efectiv, e natural. E, dacă tu ai fâșii, ai ștraifă, ai unul aici, unul și tot așa. Dacă tu îmbini asta diferit, arată urât. Ei, din Italia acum au venit asta. De-aia e impecabil. Că ele se purgă dintr-un registru, în alt registru, în alt registru, în alt registru. Totul a fost calculat pe bucățele. Pe bucățele. Ăsta e ceea ce vă spuneam eu, acoperișul care se vede de jos. Dacă închideam bolta, era un mesaj, era bolta, era cu poveste, dar așa e dincolo, te lasă filtrând prin ea ceea ce se vede mai sus. Foarte multă lume povestește impresia pe care o are inițial despre aceste elemente. La un moment dat, pe final, când era totul gata, trebuie să ne întâlnim, e ceva de discutat. Ce? Foarte multe lume spune că sunt, ce sunt, niște animale fantastice? Și nu știu, că Matei mi-a zis că sunt niște puști cu care l-ați vrea să slagă. Acum din dumneavoastră știți ce ați vrea. Tot timpul există în spate o poveste pe care voi scrieți cum vreți. N-aș vrea să vă dau. Dar a plecat de la rugăciune. Acum că voi vedeți niște porumbei, că vedeți nu știu ce animale fantastice sau niște puști cu care cade, este un alt detaliu. Dar asta este un simbol al mâinilor. Și am trecut și de nivelul ăsta și l-am materializat. Este o imagine de seară cu o lumină mai stinsă, care se vede cât de important este detaliul și discreția intervenției asupra spatele. Punctul central, e auriu, e lumina. Zona, tot mozaicul ăsta are o doză de luciu foarte bine gândit. Sunt raze de lumină pe care le preia din afară, în așa fel încât te trimite cu ochiul aici, în centru, unde se întâmplă, de fapt, întreaga. Totul converge către centru, pe direcția asta altarului. Lumina, care vă tunde de afară, deci ușa care vede și în afară. A, mai e un detaliu pe care nu l-am fost de aici. Scara asta de aici, asta e o scară de serviciu, pe care duce la cor, sus. Și bineînțeles, pe aici te poți duce și în tur. Comun, ești din mănăstire, poți să ajungi și pe sus în biserică. E, scara asta are o balustradă foarte sucită, ca o macaroană. Ăștia de la Minuță au făcut-o. E impecabil, au, nu știu, au venit, au măsurat ce au făcut, arată că zici că e chiar făcută, parcă e din plastilină. Asta, apropo de maestria lor. Marmura de aici, contrateată, da? La noi, probabil că ar fi fost niște nervuri care se vedeau așa, niște marmură pus, ca la morminte. Nu. Au luat blocuri mari de piatră, le-au decupat convex. Și așa au venit. Așa au venit ca să fie mare. S-a sacrificat piatră, dar arată într-un fel. Nu mai avem generatoarele cilindrului. Ăsta e avonul. Ăsta e tabernacolul. Locul în care se țină pățică de trup sfânt. Tot ce vedeți, asta era o țeavă de fier. Eu când am venit, Părintele Antonio, eu am și un tip glumeț. Și văd țeava asta de fier, care era toată numai bucerdată, așa spartă. Și mă uitam și zice, Părintele, îți place? Și da, interesant, zic, să leagă cu negru de la fier. Ce ne-am gândit să rămână așa, pentru că vezi aici fierul negru și ăsta să rămână negru. Eu care eram. E o abordare interesantă, zic, acum, dacă mai mult nu se poate, și ai început să rădă, nu zice, să vezi tu cum se iasă. Și aici, așa. Era o doamnă care picta într-un colț, toate bucățile astea au fost pictate acolo, la fața locului, pe bucăți de ceramică mari, și după aia venea și le punea.
fiecare om din echipa lui Rubnik își treia locul, venea, își monta, nu, mai că vorbeau între ei. Locul, asta înseamnă că când am fost în centru Aleti, am mâncat împreună. E o sală de mese nu foarte mare, unde toată lumea își împărtășește din idei, din tot felul de glume, mâncare la comun, fiecare își spune, în comunitate. Și în felul ăsta reușesc, când am dezvoluit să cunoască foarte bine. Diverse. A, asta e interesant, că ferestrele astea sunt doar două. Inițial aveam tot spatele fereastră și când a venit Rușnic și atunci a fost povestea cu arhitectura și mesajul pe care o trageam, am dat tu ții la ferestrele alea. Și am zis, părinte, de ce mă întrebați lucrul ăsta? Pentru că, știi, ferestrele astea aduc atâta lumină, încât să pierde tot mesajul pe care eu, sincer, vreau să-l transmit prin povestea Mântuitorului. Zic, dacă mă încurcă, eu n-am nicio problemă. Pe mine mă interesează foarte mult pe exterior să am acea comunicare. Dar asta se poate face pentru un mozaic, pentru o altă abordare, între sfânt vitrale. Dacă vreți să închide. Și el are o capelă undeva în capela irlandeză din Roma, pe care o facem împreună, unde sunt două ferestre, exact ca astea laterale, că aici e sucită, deci totul, ele sunt puțin în toate tare. Asta e foarte dificil și de realizat a fost, pentru că nu e o formă, e o ciudățenie aici. Ele sunt îndreptate către centru, ca lumina să intre către acel centru, care după aceea să lumineze. Asta e zona de ieșire, da? Pe repede dinspre ieșire. Fiecare loc are o temă și o poveste. Nu știu să vă zic, pentru că am lipsit la acea lecție de religie. Dar e studiat. Și încep deja luminile să se stingă, rămâne bolta. Asta e biserica cu lumina aproape stinsă. A, e o chestie interesantă. Vedeți dreptunghiul ăsta pătrat, dreptunghiul pătrat, dreptunghiul luminos? E lumină. Asta e cripta, locul în care ei vor fi înmormântați. Și am hotărât împreună să fie o sticlă. Și acum o sticlă cu un motiv jos și unde sunt mormintele. Pentru că am zis, tot timpul trebuie să fie o legătură între ce va fi, între pământ și cer. Și asta e legătura cu pământul și cerul. Deci, în clip, când ești aici, este o bucată de sticlă unde vezi în interior o altă temă religioasă.